Vreau să vă iubiți, vreau să simt că vă iubiți. Să știți că asta este o dorință foarte mare a copiilor. Să vadă că părinții se iubesc. Ce mare nevoie are copilul să vadă lucrul acesta. Dacă te pune în pielea lui să vezi cum te percepe pe tine, cât de înalt ești, cum te îmbraci sau lumea din jur, ai înțelege că, wow, cât de diferit este și cât trebuie să mă adaptez la lumea lui. Niciun instrument nu este magic. Orice primiți de la orice formator, orice psiholog, tot trebuie adaptat la copilul dumneavoastră, la context, la situație, încât tot este o muncă. Este foarte important să te întrebi cum să fiu eu, ce am primit, ce va funcționa cu copilul meu, ce cred că nu va funcționa. Sunt lucruri care poate te-au afectat în educația pe care ai primit-o tu. Sigur că nu vrei să le repeți. Fără iubire nu merge educația. Fără acest mediu emoțional cald pe care tu tot timpul îl împărtășești. Bun găsit! Începem astăzi o serie de discuții pe tema creșterii și educării copiilor și învățăm împreună cum să fim părinți mai buni. Sunt Alina Atudori și alături de mine în acest demers este Smaranda Buju, lector universitar la Universitatea Gheorghe Asachi din Iași și psiholog acreditat cu bogată experiență. Bine ați venit! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație! Ne bucurăm să vă avem alături! Ce fel de părinte vreau să fiu? Iată întrebarea la care încercăm să găsim răspunsul împreună pe parcursul acestei întâlniri. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că nu există artă mai frumoasă decât arta educației. Educația copiilor începe totuși cu educația părinților. Părintele crește și se dezvoltă împreună cu copilul, inconștient, fără să vrea. Totuși, este nevoie și de o transformare asumată și conștientă. De unde pot învăța părinții această artă a educației și când începe acest proces? Părintele învață să fie părinte de când este deja copil, de la părinții lui, din copilărie. Fiecare dintre noi, ca și copii, deja ne pregătim să fim părinți. Aceasta este o primă etapă. După aceea, învățăm să fim părinți când îi avem pe copiii noștri. Și ei contribuie foarte mult să ne transforme în părinții lor. Și poate a treia etapă, să zicem, ar fi să ne educăm, să devenim conștienți de ce înseamnă să crești un copil folosind datele pe care știința educației, psihologia educației, psihologia dezvoltării, psihologia copilului ne le pune la dispoziție astăzi. Există o mare cantitate de informații prețioase din care părinții pot învăța. Adică nu sunt doar pentru specialiști, pentru cercetători aceste informații și ele pot fi folosite. Încât să înțelegem mai profund și cu limbajul modern și cu datele științei ce înseamnă arta de a crește un copil. E doar o modă, preocuparea asta tot mai crescută pentru parenting și pentru a învăța să fii părinți mai buni? Aș putea spune că și da și nu. Da, pare o modă, pentru că observăm astăzi că acest parenting sau arta de a fi părinte sau profesia de a fi părinte se vinde. Se vinde, se vând cursuri, sunt traininguri, sunt atâtea materiale și care costă uneori destul de mult, încât a devenit un produs. Parentingul este foarte marketat, a devenit un produs. Și am putea spune că este o modă care se vinde bine și un business. Având în vedere că cineva deștept poate lua aceste informații din științele care le-am enumerat anterior, psihologia educației, psihologia dezvoltării, psihologia copilului și face un pachet basic de informații necesare, de aptitudini sau de alte instrumente tehnici de creștere a copilului și poate fi vândut ca un produs. Pe de altă parte, mai interesant mi se pare să mă uit un pic în spatele a ceea ce pare o modă și să mă întreb de ce astăzi cei mai mulți părinți
și nu neapărat în funcție de statutul lor financiar, chiar și dacă nu au un statut financiar bun, accesează totuși cursuri de parenting, de formare ca părinți, de școala părinților. Și școlile au școala părinților. Sunt educatori, sunt diriginți care fac școala părinților în cadrul mediul educațional, școlar, formal, dar și ca activitate non-formală. Revin. Există o nevoie a acestor părinți care accesează aceste cursuri sau au această nevoie de formare, probabil că nu se simt siguri pe ceea ce vor să le ofere propriilor copii. Ca urmare, au nevoie să completeze niște cunoștințe, niște abilități care să le dea siguranța. Sigur că un părinte instinctiv are toate abilitățile. Există această parte naturală din fiecare care îl ajută să fie părinte. Dar probabil trăind în lumea în care trăim, cu stresul, cu solicitările, cu viteza, cu care toate se răsfrângă în sfera aceasta a indisponibilității părinților sau a posibilității de a se conecta continuu cu copiii lor, apar aceste sincope, aceste obstacole și părinții au nevoie să-și clarifice niște lucruri, să găsească instrumente noi, pentru vremuri noi, pentru provocări noi în educația propriilor copii. Copiii oricum se adaptează foarte bine la mediul în care trăiesc, cu stimulii, cu viteza, cu lipsa de atenție și așa mai departe. Și părinții au nevoie să facă față acestor provocări, de aceea accesează aceste cursuri și se formează ca să potolească un pic, să zicem, aceste anxietăți, nesiguranțe și gândul, de ce nu am întâlnit părinți cu gândul obsesiv, dacă nu o să fiu un părinte bun, dacă n-am să reușesc cu copilul meu. Și lucrul acesta este destul de motivațional, să te împingă să faci mai mult, simți că ai nevoie de mai mult. E firesc să-ți fie teamă că nu ești un părinte suficient de bun? Da, toți o avem și nici nu... Adică e firesc să vină frica aceasta, pentru că tu investești în copilul tău și faci lucruri care sunt pentru toată viața și este o bază pentru ce înseamnă el adultul de mai târziu și așa mai departe. Deci este o responsabilitate mare și e o miză foarte mare în care părinții se gândesc, nu-mi permis să greșesc. Ba da, o să greșiți, dragi părinți, o să greșiți. Și cei mai buni pedagogi și cei mai buni psihologi au greșit, cu toate că știau foarte multe. Da? Pentru că copilul tău este unic, tu ești părintele lui și înveți să fii părinte odată cu el și vei face greșeli și, ca urmare, avem nevoie să normalizăm. Greșim, dar corectăm și continuăm altfel. Asta este cel mai important. Și asta ne liniștește această conștiință scrupuloasă să nu greșim, dar și această anxietate care e firească, dar trebuie să o reușim să o ținem în frâu, să zicem. Citeam de curând, apropo, exact de greșelile părinților, într-o carte foarte bună, Principii ortodoxe de creștere a copiilor, la autorul este Filipa Malachis, spune așa: prea des credem că părinții buni, mai ales părinții creștini, nu fac greșeli. Prin asta negăm însăși esența vieții creștine, creșterea duhovnicească, precum și rolul părinților. Toți mai avem de învățat și toți mai facem greșeli. Scopul nu este să fim părinți perfecți, ci să ne desăvârșim în Hristos ca părinți. Un părinte creștin face ceva mai mult decât un părinte care nu este religios sau chiar ateu, poate? Da. Aș zice că da. De ce? Pentru că un părinte creștin își asumă, pe lângă faptul că este părinte, și misiunea de a-l apropia pe copil de Dumnezeu, de a-l ajuta să facă o relație personală cu Dumnezeu, de a-l introduce în învățătura de credință, cu valorile, cu principiile creștine și cu viața practică, zilnică, creștină. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, un părinte creștin are misiunea de a-l învăța pe copil despre suferință, despre nedreptate,
despre durere, pe care lumea de astăzi ți le servește foarte ușor și creează aceste frustrări și uneori destul de complicate situații. Dar un părinte creștin care îl învață pe copil că viața este și despre suferință și despre durere și despre nedreptate și așa mai departe, despre minciună și toate celelalte, este un copil mai bine pregătit pentru viața din această lume. Și această investiție pe care o fac părinții în zona aceasta spirituală de a crește copilul și pe dimensiunea spirituală, uneori este foarte dificil, foarte dificil, mai ales că copilul este expus la o multitudine de valori care nu întotdeauna sunt creștine. Și apare și conceptul acesta, vă dați seama, de la vârste mici, să zicem, 6, 7, 8 ani, să-l înveți pe copil și cu ideea aceasta de luptă, de a alege între valori. Trebuie să te lupți uneori, să te abții de la o chestie și să faci o chestie bună. Ideea aceasta de luptă, de a alege și uneori cu tensiune, în sensul acesta de luptă, de a alege cu anumită tensiune, cu un anumit disconfort. Un părinte creștin învață pe copilul lui și aceste lucruri, pentru că țin la dimensiunea spirituală, religioasă, creștină. Aici cred eu că este și mai dificil să fii un părinte creștin, pentru că trebuie să asiguri educația la toate dimensiunile. Și școlară, și socială, și profesională mai târziu, dar și spirituală, religioasă, morală. Și are și, am putea spune că are și mai multe instrumente care să-i vină în ajutor? Sigur că da. Mai multe instrumente, mai multă susținere, pentru că susținerea este și pe verticală. Și a învăța copilul, așa numai să fac o paranteză, o relație personală cu Dumnezeu. Adică să vorbești cu Dumnezeu cum vorbești cu mama și cu tata. Copiii cum sunt deschiși? Aș putea spune copiii în mod natural au această spiritualitate în ei. Și probabil ea se pervertește sau scade odată cu educația aceasta centrată prea mult pe cunoștințe, pe informații, cognitivă, cum spunem noi psihologii. Și e foarte important ca părintele să susțină copilul în dezvoltarea lui și spirituală, care înseamnă mai mult decât ce înseamnă învățarea religioasă la școală, ca și parte formală. Înseamnă mai mult decât a-l învăța cunoștințe despre Dumnezeu, despre religie, despre credința ta. Înseamnă mai mult această asistență a educației spirituale, adică practică. Să-l asiști pe copil practic, sigur făcând tu cum să se dezvolte și de aceea spun că este complex, dificil, dar foarte frumos și se dă o educație completă copilului, formării lui complete ca om, mult mai pregătit pentru viață, pentru profesie. Este rezonabil să ne întrebăm ce fel de părinte vreau să fiu? Da, este o întrebare bună pe care părinții și-ar putea pune-o. De ce? Sigur că părinții au un model, părinții lor, un model pozitiv, mai mult sau mai puțin pozitiv, chiar și negativ, și părinții știu că din relații, din la părinții lor, din modelul anterior, pot lua ceva. Ca urmare, iau ceva, dar se întreabă eu ce mai adaug. Ca urmare, e bine să-ți pui întrebarea ce fel de părinte vreau să fiu, adică eu ce să mai adaug, cum vreau eu să fiu ca părinte, ce valori să iau, ce comportamente, ce atitudini, ce mentalități. Poate sunt altele decât le-am primit de la părinți sau le completez. Și o astfel de întrebare poate te duce, cel puțin mental, să-ți creonezi un plan. Cum aș arăta eu ca părinte? Cognitiv, emoțional, atitudinal, valoric, din mai multe, relațional, cum voi comunica cu copilul meu. Să-ți faci așa măcar un portret robot, cât de cât, sigur că... O schiță pe care, de la care să pornești, oricum practica îți dă peste cap schița ta. Dar nu contează asta. Contează că ai un punct de reper, îți dorești ceva, poate că n-atingi
decât foarte puțin din fiecare, dar important această schiță că te orientează și pe măsură ce practici, ești practicant ca părinte, dezvolți această schiță, o ajustezi și chiar unii părinți ajung să atingă ceea ce și-au dorit de la ei prin această creștere zilnică, ajustare, perfecționare și așa mai departe. Este foarte important să te întrebi cum să fiu eu, ce am primit, ce va funcționa cu copilul meu, ce cred că nu va funcționa, ce trebuie să scot. Da? Sunt lucruri care poate te-au afectat în educația pe care ai primit-o tu. Sigur că nu vrei să le repeți, dar nu e suficient să spui că nu vreau să repet. Cei mai mulți părinți care mă întâlnesc spun că repet. Deși se gândesc, sunt conștienți, n-ar vrea să repete greșelile părinților lor și totuși o fac. De aceea simt nevoia, nu că zice psihologul conștientizează bagajul tău, ci pur și simplu ei ajung să conștientizeze că îi controlează trecutul, copilăria, îi controlează și trebuie să facă ceva mai mult ca să poată să oprească aceste automatisme și să poată să înlocuiască aceste lucruri cu ceva benefic pentru ei, pentru copiilor și pentru relația cu copiilor. Și cum pot depăși tiparele astea comportamentale care te blochează de cele mai multe ori? Oricât ai învățat, te informezi, citești, mergi la cursuri și te trezești că da, parcă tot același lucru le faci și le repeți ca într-un automatism așa și nu reușești să ieși din starea asta. Cum pot părinții să depășească? Bun. Întrebarea este foarte bună pentru că asta aud și eu. Este un leitmotiv. Părinții vin și spun, știu, am investit atâta timp, atâta suma aceasta, am citit, am făcut eforturi și totuși rămân blocat sau încă mă blochez. Sau... La fel, blocajele sunt foarte importante. Ne arată nivelul la care suntem. Ne arată, este radiografia noastră cea mai bună, vedem ce avem de lucru. Ca urmare, nu blocajul trebuie să ne agite, să ne facă să intrăm în panică, să ne descurajăm, ci hai să luăm acest blocaj, ne uităm la el, să mergem, sigur că avem nevoie și de un specialist uneori să ne ajute să ne uităm, pentru că suntem prinși prea mult sau influențați și nu avem putere să vedem obiectiv. Cât avem nevoie de un specialist? Să ne ajute să ne uităm la acest blocaj și să ne ajute să învățăm niște abilități de a ne gestiona acest blocaj, care dacă nu-l faci, el apare de multe ori. Tu zici că ai rezolvat, dar ai rezolvat o bucățică din el. S-a liniștit. Mai apare în altă formă și altă bucățică și tot așa e ca un puzzle care îl desfaci. La un moment dat o să-ți dai seama ca părinte că ai reușit să ieși, ai învățat niște abilități să ieși și blocajul tău nu va fi la rândul lui un blocaj în relația de comunicare cu copilul tău, pentru că blocaj, orice blocaj a părintului se răsfrânge în comunicare, în relație, în disponibilitate, în receptivitatea lui pentru copilul lui și așa mai departe. Ca urmare, acest blocaj, acest obstacol desfăcut, cu răbdare, da? Poate să și cu competențele unui specialist te ajută să mergi mai departe, dar să înțelegi ce este cu tine și asta e foarte important. Blocajele acestea aș vrea ca să înțeleagă părinții, sunt niște realități foarte importante care spun multe despre ei și cu calm și cu blândețe și cu sprijin pot să, da, să le înțeleagă și să le depășească. Exact în felul în care tu, ca părinte, vei rezolva acest blocaj, vei avea niște abilități extraordinare să-ți ajuți copilul, care va trece și el prin fel de fel de blocaj, dar ai nevoie ca tu să exersezi. Nu să te îngrozești, să fugi și să te descurajezi, ci să lucrezi conștiincios ca să fii pregătit și echipat. Că în momentul în care copilul tău va ajunge în puncte asemănătoare, să știi să-l ghidezi din interior, pentru că e complicată lumea interioară. E foarte complicată și ai nevoie ca părinte să-ți dezvolți abilități de a gestiona lumea interioară. Să înțelegi ce se întâmplă și cum să te poziționezi și ce să dezvolți ca să faci față acestor provocări care vin din lumea aceasta psihoemoțională. Da.
Care ar fi cele mai importante aspecte sau valori după care să se ghideze părinții pentru a fi părinți buni? Dacă stau și mă gândesc la câteva valori sau principii, aș selecta, pentru că ar fi foarte multe, dar am să zic că câteva dintre ele care m-au ghidat și pe mine ca părinte și au funcționat și au fost un fel coloana vertebrală a educației pe care am oferit-o copilului meu. În primul rând, mă gândesc la a cunoaște și a înțelege copilul. Să ai această disponibilitate, să știi că pe tot parcursul vieții tale va trebui să-ți cunoști copilul, să fii atent și să îți dai toată silința, să înțelegi ce și cum, cine este copilul tău. Sigur, este unic, este diferit și va trebui să ai această deschidere spre a-l cunoaște, această curiozitate, pentru că ai putea zice, eu sunt mama lui, eu sunt tata lui, eu îl cunosc. Nu, cunoașterea nu este implicită. Da, îl cunoști, dar nu e suficient, doar instinctual și intuitiv, ci observă. Observă cum el se schimbă de la o vârstă la alta și tot timpul va fi ceva nou. Deci nu te instala comod, că știi deja. Nu, fiecare vârstă îl transformă. Omulețul se transformă și ceea ce a fost valabil s-a putea să constați că nu mai este. Sau se menține ceva, firul roșu oricum se menține, da? Și mergi mai departe. Deci să rămâi curios, să-ți cunoști, să înțelegi copilul. 1. 2. M-aș gândi la a fi atent și la lumea copilului. Cum înțelege copilul lumea în care trăiește. Nu este ca lumea ta. Copilul nu gândește abstract, copilul trăiește numai în prezent, copilul e foarte curios, vrea să încerce tot, nu știe foarte multe cuvinte, nu are limbajul și nu are abilitățile tale. Observ la unii părinți că își tratează copiii chiar foarte mici ca niște adulți mici, care trebuie să știe să facă. Cum adică nu știu asta? De la mi-a explicat de câteva ori trebuie să știe. Nu. Copilul oricum, cum îi explici tu, explicația ta nu ajunge așa la copil. N-ai cum. Deci, să cunoască copilul, să înțeleagă copilul, dar și lumea copilului. Și nu, cum vede el. Da, exact. Și nu uitați, dragi părinți, de proporțiile. Cum vede copilul lumea? Proporțiile, mare, mic. Da? Și dacă te pune în pielea lui să vezi cum te percepe pe tine, cât de înalt ești, cum te îmbraci sau lumea din jur, ai înțelege că, wow, cât de diferit este și da, cât trebuie să mă adaptez la lumea lui, da, de a percepe lumea înconjurătoare și așa mai departe. Un alt aspect important ca valoare, ca principiu, aș considera că este tactul acesta sau abilitatea aceasta de a îmbina libertatea, dar libertatea cu limitele, cu regulile. Este foarte important să înțelegi că copilul are nevoie și de libertate și gradul de libertate crește odată cu vârsta. Sigur că tu îl orientezi, îl ghidezi, dar și regulile sunt importante pentru că regulile, alternanța asta, regulile îl pregătesc pentru regulile sociale, pentru responsabilitate. Deci să înțeleagă părinții că nu dăm libertate totală copilului pentru că nici n-are ce să facă cu ea. Nu știe să o deține. Da, exact. N-are ce să facă. Dar nici nu îngrădim total cu reguli și aglomerăm și sufocăm copilul cu reguli că îl creștem foarte bine și mai repede. Nici acest lucru nu-i. Deci de aceea am spus tactul între a îmbina libertatea cu regulile. Un alt principiu important. Un altul ar fi legat de consecvența părinților în educație. Și aici mă refer la a fi constant în ce spui. În ce spui, în cum te comporți, în ce arăți. Și copilul urmărește această constanță și observă dacă poate să-și lase încrederea. Tu ești constant, ai spus o chestie, te ții de acea regulă sau acea limită, o aplici, ții la ea pentru că e explicat de ce e importantă și copilul vrea să vadă dacă tu ești constant. Sigur că el încearcă să forțeze limita, să calce. Sigur. Și lucrul acesta
consecvența ta, de fapt, va însemna că copilul te ascultă. Copiii nu mai ascultă pentru că părinții nu sunt consecvenți. Dar atenție, părinți, consecvența înseamnă și flexibilitate. Uneori, regulile trebuie să fie și flexibile în funcție de context. Consecvența ta este foarte importantă și aș adăuga aici și o anumită congruență. Adică, ce spui să faci? Nu una spui și alta faci. Și congruența ta cu tine ca persoană. Copilul este un foarte bun observator. Este foarte bun observator, este cu ochii pe tine și observă și consecvența și congruența. Ca urmare, această congruență practic ține de autenticitatea părintelui. Adică una spun, la fel gândesc, la fel mă compor, adică să fie această aliniere între ce gândesc, ce spun și ce fac și ce simt. Lucrul acesta de congruență modelează caracterul copilului și el va fi așa, dacă tu reușești. Deci, consecvență și congruență. Și poate aș mai adăuga la aceste principii, atitudini, valori importante în educație, încă un set de, să zicem, însușiri de caracter foarte importante pentru părinte. Și anume, răbdare, calm, fermitate, căldură. Acesta este un pachet de bază, să zicem, de trăsături care te ajută pe tot parcursul procesului de educație și în adolescență și mai târziu, dar în prima parte și în adolescență. Aceste trăsături sunt fundamentale pentru personalitatea unui părinte. Sunt cele mai importante pentru că dau tonul relației, a comunicării. Copilul când te vede calm, ferm, cald, când chiar îi impui o regulă, e receptiv, te ia în serios, acceptă regula pentru că vede că și-l iubești și acceptă să înțeleagă de ce e importantă regula respectivă, mai ușor acceptă dacă fermitatea este însoțită de calm, blândețe și căldură. Dacă ar fi o fermitate lipsită de aceste trei, sigur pare autoritate, autoritară, dură, critică, iar copilul nu răspunde bine și niciun adult, să fim serioși, noi adulții nu răspundem bine dacă cineva, da, ne vorbește ferm și atât, și sec. Sigur, noi adulții ne putem adapta și la acest, da, dacă e nevoie. Dar un copil nu. Fermitatea ta lipsită de căldură, blândețe, calm, nu are efectul scontat. Ca urmare, chiar dacă simțim ca părinți că nu avem aceste calități și nu avem totdeauna resurse să fim calmi, va trebui să mimăm. Să mimăm, să ne forțăm, să părem. Până devenim, exact. Pentru că altfel nu mai ajungem la copil. Pierdem relația, comunicarea. Copilul se retrage când este criticat, când este abordat așa cu o anumită agresivitate. Poate să întreabă, oare mama, tata mă mai iubește dacă îmi vorbește așa sau repetă să-mi vorbească așa? Oare am pierdut iubirea? Oare nu mai am valoare? Nu mai sunt valoros? Am pierdut și iubirea și nu mai sunt suficient de valoros. Da? Copiii își pun multe întrebări. Nu pot să le exprime, dar își pun foarte multe întrebări. Și copiii își fac griji. Și copiii au suficientă anxietate. Și copiii sunt stresați. Și uneori, în relația cu părinte, da, se întreabă, oare mai sunt iubit? Oare mai sunt valoros? Oare părinții ăștia mai mă vor? Oare n-am greșit atât de mult încât să simtă nevoia să schimbe cu alt copil? Copiii, da, dacă ar avea cuvintele și o minte mai dezvoltată, putea exprima aceste întrebări, dar își pun fel de astfel de întrebări. Ce bine ar fi dacă ar putea spune cu glas tare ca să înțeleagă părinții. Da, dacă ar trebui acum să recapitulez cele patru sau cinci
valori. Principii, valori, ar fi prima, cunoașterea și înțelegerea copilului și a lumii copilului, tactul de a îmbina libertatea cu limitele, libertatea copilului cu limitele, regulile, apoi consecvența și congruența ta ca părinte și însușirile acestea de caracter importante, răbdare, calm, fermitate, lândețe, căldură. Cu adevărat, toate sunt importante, dar mă gândeam la răbdare, că într-adevăr ne cam lipsește, mai ales că nu vezi rezultatele imediat. Da. Investești, depui efort, faci tot posibilul să faci lucrurile bine și nu vezi rezultate imediat și îți pierzi răbdarea, dar eu am tot spus, de ce nu se întâmplă eu nimic? Pentru ce muncesc? De ce nu văd da. Rezultatul? Și, da. Într-adevăr, le vedem mult mai târziu, cred că. Da, mult mai târziu și noi, totuși, copilul e o plantă care crește așa repede și vedem rezultatele. Aici este, într-adevăr, o toleranță a părintelui și asta este o abilitate. O toleranță de a aștepta cu răbdare până se coace copilul și vezi roadele mai târziu. Da, răbdarea este o resursă importantă și observ că viața asta epuizantă și stresantă a părinților este consumatoare de răbdare și de calm și de toleranță și ca urmare este destul de încercat părintele atunci când trebuie să accesezi niște resurse care nu le are. Acum nu mai are răbdare. Ar trebui să ducă să se încarce, să revină, să respire și să forțezi un pic și pe el trebuie să te forțezi uneori, să mimezi lucrurile astea scurt pentru copil ca să nu strici mai mult decât ai clădit. Chiar dacă e important să înțeleagă părinții că un moment din acesta de nerăbdare în care tu te exprimi furios, agresiv, a putea să strici cam mult ce ai lucrat cu sudoare, cu răbdare până în acel moment, încât atenție să nu stricăm ceea ce am clădit. Și copilul este o ființă vulnerabilă, foarte sensibilă, încât un astfel de moment de furie a unui părinte, necontrolată, copilul poate să înțeleagă și copilul o iubește în continuare pe părinte. Dar rămâne un pic, rămâne în șocul acela, nu prea înțelege ce se întâmplă și sigur că se învinovățește sau da, se închide. Important, părintele, dacă are un moment în acesta de furie, să-i explice, uite, mi-am pierdut răbdarea, nu mai am răbdare, așa mă manifest eu când sunt nervoasă și nu mai am răbdare. Să-i explici copilul ce s-a întâmplat cu tine și că aceasta este furia, este mânia, te manifeste așa. Cu el. Da, sau totul. Poate are legătură cu, și cu el și că mama, tata are nevoie să meargă să se odihnească, să mai facă lucruri, să se încarce. N-am vrut să te rănesc și chiar iartă-mă. Da? Încât pentru copil capătă sens acest moment de furie. Și adulții, ok, deci mama poate, tata poate fi și așa, nu numai iubitor, poate fi și așa, pot să înțeleg, da? Și sigur că acest moment de clarificare este important și de corecție este important atât timp cât nu se mai repetă tot în felul ăsta. Pentru că dacă se repetă și se repetă, se repetă, sau se repetă în altă formă, din ce în ce mai diminuată. Ce mai important, dragi părinți, mergeți când simțiți că furia este la cote și nu mai puteți să controlați nimic, retrăgeți-vă, ieșiți afară, respirați în altă cameră, duceți-vă și vă calmați și apoi restabiliți legătura cu copilul, pentru că e foarte complicat la fel să poți strica foarte multe lucruri foarte sensibile și păcat să pierdeți tot. Și mai mult de atât, copiii au nevoie să ne vadă ca niște părinți adulți, stabili, echilibrați, în control, cu autoreglați, știm să ne ținem emoția. Nu, scoatem și te rănim. Încât, însă și puterea ta de a-ți controla furia sau nerăbdarea sau tonul sau iritarea sau orice, că părinții, prin multe, că îi arată această furie sau nerăbdare, este deja o lecție foarte importantă pentru copil. Să poți zice, uite, eu sunt acum
nu mă simt foarte bine, sunt furioasă, dar încerc să mă controlez. Poți să mă ajuți și tu? Poți să faci lecția singură sau 10 minute să stai singur? Poți să mă ajuți și tu? Și o să vedeți ce înțelegători pot fi copiii când tu te simți rău sau nu poți să-ți controlezi ceva. Da? O stare proastă. Vedeți câtă înțelegere și da? Important să experimentați lucrul ăsta. Ne întoarcem puțin la valori și aș vrea să ne explicați punctual care ar fi consecințele necunoașterilor sau nepunerii în practică pe termen lung în relația cu copilul. Da. Să le luăm așa pe fiecare și să spunem foarte puțin la fiecare. De exemplu, pentru dacă nu suntem atenți să ne cunoaștem copilul, să-l înțelegem, să înțelegem lumea lui, ratăm maximul. Adică ratăm momentul sau momente în care noi ne putem apropia de copil și putem rata însăși relația, conectarea cu copilul. Nu poți să te conectezi cu cineva care nu-l cunoști și nu-l simți. Și n-ai toată înțelegerea, deschiderea, acceptarea. Și, practic, prin această necunoaștere și neînțelegerea copilului, ratăm relația cu el și de aici sunt o mulțime de alte efecte foarte grave pentru educație și pentru comunicare. Dacă este să ne gândim la următorul principiu, era libertatea și limitele. Despre libertate și limite. Oh, aici este foarte important. Să zicem că nu respectăm momente, să-i dăm copilul mai multă libertate, sigur, o supravegheată, cu anumite limite, tot timpul taxăm ce vrea să facă, nu-i dăm voie, nu-i dăm voie. Această îngrădire exagerată a libertății copilului va determina ca acest copil să fie, să se retragă, să devină introvertit, retras. Sau, din contră, rebel, vrea să forțeze și vrea să-și impună și el punctul de vedere și forțează. Dacă avem prea multă libertate, suntem permisivi, exagerat de permisivi, copilul va deveni răsfățat, va specula orice, va deveni, cum se spune în literatură, micul dictator, da? Va șantaja, va manipula. Și această libertate... Și în această libertate părinții sunt dispuși să îi dea orice, să îi îndemnească orice dorințe. Da? Crezând că îi fac un bine. Da. Deformează caracterul copilului. Iar deformarea aceasta, pornită din start, se va corecta foarte greu mai târziu. De aceea este îmbinarea între libertate și regulă sau limite. Limite flexibile și inteligente, adică nu mergem pe chestii rigide, limite rigide care nu ne ajută, decât în lucruri foarte stricte. O limită rigidă este să nu-ți faci rău ție sau celălalt, asta aici, nu se mai discută, nu se mai negociază. Bun, deci vedem că libertatea fără reguli și regulile fără libertate ne conduc la comportamentele sau la situațiile anterior enunțate. Lipsa de consecvență a părintelui este o chestie vânată de copil. Pentru că lipsa de un părinte zice ce? Tata așa, mama așa. Nu sunt consecvenții ei ca părinte. Și sigur, mă gândesc în cuplu, ca părinți, dacă sunt consecvenți, zic că amândoi fac amândoi, sunt pe aceeași linie, aliniați ca doi parteneri care merg într-o cadență. Sigur, mai sunt și diferențe, dar merg într-o cadență, au un fir roșu împreună și consecvența și a ta, singur, ca părinte în fața copilului. Când lipsește această consecvență, copilul, ca un excelent observator, se uită și zice, asta e veriga slabă. Acolo mă duc. Această verigă slabă poate fi foarte bine exploatată, manipulată în interesul lui. Copilul este și egoist, vrea, are multe dorințe și folosește părintele din veriga slabă și mai mult decât atât, aici e mai trist, pentru că se întoarce împotriva celuilalt părinte. Tu ești părintele rău, tu ești părintele cu regula, poate că regulile sunt sănătoase. Și copilul face alianță cu părintele care este permisiv, iar cu părintele care
trage uneori din greu, să aibă niște reguli, niște principii, e marginalizat sau copilul are anumite resentimente, îl ține la distanță, da? Și mai mult decât atât, ceva grav ce se întâmplă cu lipsa aceasta de consecvență între cei doi părinți este că numai copilul se coalizează cu părintele care îi face pe plac, ci cei doi părinți vor intra în conflict. Da? Și copilul, când se coalizează, va mări și mai mult conflictul între ei. Da? Și e foarte neplăcut. Este foarte neplăcut într-o familie să se ajungă la conflicte atât de puternice legate de educația copilului și cei doi să fie împotrivă, în tabere opuse. Copilul va fi cel mai confuz copil. Confuzia copilului când... Și el nu știe... Copilul își dorește să fie cu ambii părinți. Cea mai mare dilemă a copilului este să-l pui să aleagă între părinți. Deși la început alege, beau Coca-Cola, mănânc, nu știu ce, îmi place cu unul dintre părinții care îmi permite mai multe dulciuri sau altceva, îmi place. Dar pe termen lung vă dați seama că nu. Și copilul e destul de confuz de ce părinții se ceartă, poate cu în prezența lui, își arată resentimentele, da? Și nu înțelege ce se întâmplă între părinții. Dar starea aceasta de confuzie între părinți se transmite și la copil și copilul, oscilând așa, ajunge să nu mai asculte de nimeni. Asta e și mai grav. Din doi părinți care ei nu se înțeleg, nu mai ascultă de nimeni. Și poate că așteaptă momentul în care părinții să reconcilieze. Au nevoie să stea față în față unul cu altul. Hai să vedem ce vrei tu, ce vreau eu. Ce e sănătos pentru copil, ce cred eu, ce... și să punem de acord și să se pună de acord. Când eu fac asta pentru copil, ești tu de acord? Tu ce vrei pentru copil? Ce e sănătos? Ce alegem împreună? Cu ce suntem de acord? Și dacă nu suntem de acord, nu ne subminăm autoritatea în fața copilului. Nu ne spunem, uite că mama ta a zis sau că tata a zis așa și nu e bine. Noi spunem copilului astfel de lucruri pentru că creăm confuzii, inducem această discordanță în mintea copilului că părinții nu se înțeleg și creăm anxietăți. Copilul se întreabă, nu știe ce cu părinții lui, de ce sunt așa? Și până la urmă să ceartă din cauza educației și a principiilor cum să aplice. Încă stau, discută, negociază, se pun de acord și nu mai încalcă lucrurile astea pentru că iar pierd mult în fața copilului și până să se restabilește autoritatea cea bună și încrederea, iar ia timp și efort. Da? Deci a se pune împreună în direcția de a face o educație sănătoasă și trebuie să discutate. Discutat, chiar dacă apar conflicte, contraziceri între ei, până reușesc să se înțeleagă. I-au nevoie și ei, părinții, să înțeleagă. Și până la urmă să înțeleagă de ce unul vrea așa, de ce altul vrea așa, ce motive, ce argumente. Ce frici, și, ce... Da, exact. Exact. Și împreună, prin discuții, chiar prin conflicte, prea prin ceartă, dar cu tonul ridicat, până la urmă reușesc să înțeleagă de ce celălalt ține așa de mult la o chestie și încet, încet, pentru că au nevoie să rezoneze și să se pună cât de cât într-o concordanță. Nu 100%. Că dar 60-70% și măcar partea asta de concordanță să o arătăm constant copilului între noi. Da? Asta e important. Un nucleu de comportamente în care amândoi suntem pe aceeași undă să arătăm copilului. Copilul are nevoie, dar are nevoie de doi părinți, nu de unul. Nu, și permanent să aleagă între unul și altul. Asta e obositor, da, pentru el. Adică. E obositor și e foarte confuz. Și cred că dacă ar avea voce să zic, dar ce cu voi? Eu vreau amândoi să fiți. Și nu că să fiți, vreau să vă iubiți, vreau să simt că vă iubiți. Să știți că asta este o dorință foarte mare a copiilor. Și chiar o nevoie. Să vadă că părinții se iubesc și sunt într-o comuniune și de gândire și de acțiune și de comportament. Ce mare nevoie are copilul să vadă lucrul acesta. Mare nevoie. Da, și al patrulea principiu, cultivarea trăsăturilor de caracter. Așa. Ce înseamnă dacă un părinte
nu are răbdare, calmitate, fermitate și blândețe, îi va fi foarte greu să relaționeze cu copilul, să comunice și să implementeze pe parcurs reguli, să interacționeze, să își apropie copilul și să câștige încrederea. Tonul acesta blând, ferm, calm, este muzica de fond, să zicem. Face ca copilul să apropie de tine, să aibă încredere în tine, să creeze acea relație de atașament, legătura cea afectivă. Ca apoi copilul să te urmeze, să te facă un model. Să știți că copilul nu în mod automat își fac părinții model. Dacă se simt copiii tratați cu respect, cu iubire, cu calm, cu fermitate. Fermitate înseamnă că părintele ăsta știe ce vrea de la mine, știe ce e mai bine pentru mine. Și mă las în mâinile lui să mă conducă. Da? Și copilul te urmează. Nu urmează alte modele, pentru că copilul s-ar putea să te iubească în continuare, dar să aibă alte modele, să le caute apoi când va fi un pic mai mare, să le caute în alte medii. De aceea, aceste trăsături de caracter pe care e bine să și le cultive părinții, creează încrederea copilului în tine și te fac un model pentru el și vrea să te urmeze. Vrea să te urmeze și te va urma și la adolescență. Când el oricum caută alte modele, dar va reveni la model și vei rămâne un model important pentru el, o bază de atașament sigură și semnificativă. Deci, atașamentul, să știți că se poate răci sau se poate muta baza de atașament a copilului în alt adult. Dacă tu, ca părinte, nu ești calm, blând, ferm, se poate muta la alt adult. Dar poate alt adult din familie. E bine și lucrul acesta. Dar pierzi tu, simți că nu te mai vrea copilul tău. Gândiți-vă că interacționezi cu părinți care zic, copilul meu nu mă mai vrea. Nu mă mai ascultă. Nu mai ia nimic în serios. Simt că nu mai am valoare. Păi dar cum ai vorbit? Cât de agresiv ai ajuns? La ce cotă de agresivitate? Cât l-ai pedesit? Cât l-ai îngrădit? Ce s-a întâmplat acolo? Este foarte dureros să simți ca și părinte că al tău copil nu te mai urmează. Te iubește, dar nu te urmează pe drumul acesta al educării. E foarte dureros. Și apoi trebuie să faci din nou procesul să reiei și să recâștigi încrederea, respectul și legătura aceasta afectivă care este pe tot parcursul vieții. Legătura afectivă e foarte importantă. Și aceste însușiri de caracter consolidează, creează și consolidează legătura aceasta afectivă. Fără iubire nu merge educația. Fără acest mediu emoțional cald pe care tu tot timpul îl împărtășești. În orice faci cu copilul, trebuie să fie tot timpul căldura aceasta însuțitoare la tot ce faci. Căldura, atenția, grija, da? Partea aceasta trebuie să însoțească tot timpul orice ai face cu copilul tău. Copilul, în primul rând, verifică legătura emoțională. Este căldura? Mă iubești? Da, încep să fac. Dar tot timpul să asigur că este iubit pentru că are nevoie să simtă siguranță și protejat. Copilul ne verifică tot timpul legătura afectivă. Iar tonul tău, atitudinea ta, calmă, blândă, îți spune, da, eu te iubesc în continuare, ești foarte important, ești foarte valoros pentru mine. Asta înseamnă aceste trăsături. Da? Și sunt foarte importante să fii, altfel pierdem relația și atașamentul copilului. Și dacă ne dăm seama la un moment dat că am făcut anumite greșeli și n-am avut grijă, mai putem repara? Da, sigur. Chiar și când da. E copilul mai mare, adolescent, poate zic. E mai greu, bănuiesc, dar... Da, e mai greu, dar nu putem să reparăm. Pentru că el oricum, chiar că e mai mare, vede că ne străduim, vede că regretăm, vede că facem altfel și apreciază. Apreciază și va fi dispus să te primească ca părinte, să te reabilitezi în ochii lui, mai târziu, da? Și, dar oricum va fi... E greu momentul ăsta pentru că un adolescent deja spune n-ai fost, am pierdut timpul. Deci are reproșuri. Da, are reproșuri, am pierdut timpul, m-ai afectat, uite cum m-ai afectat, uite de ce fac eu aia sau aia sau aia, pentru că tu n-ai fost atunci calm, blând, înțelegător și când am greșit, n-ai fost așa. Și uite cum am ajuns și în ce m-am transformat.
va trebui să-ți iei această, să-ți asumi aceste cuvinte, să le înțelegi și să le accepti și să repari și să le primești așa cum sunt, oricum e foarte greu. E foarte greu când le primești din gura copilului. Foarte greu. Să detaliem despre adolescent într-o ediție viitoare. Da. Acum, spre final, aș ruga să spuneți un cuvânt de încurajare părinților. Poate, auzind tot ce am povestit astăzi, să vă speria puțin și mi se va părea greu și copleșitor să împlinească toate principiile și valorile. Da. Am încercat să vă împărtășesc, dragi părinți, lucruri care nu sunt ușor de înfăptuit, dar țin de misiunea noastră ca părinți și și eu, auzindu-mă, am putut să mă gândesc, wow, ce greu e, ce complex, dar asta nu trebuie să ne descurajeze, ci să facem fiecare cât putem, să avem încredere în instinctul nostru de părinți, în partea aceasta naturală, în intuiția noastră, în atașamentul care se creează, această legătură afectivă, și să ne bazăm foarte mult pe această legătură afectivă care ne ajută să ajungem la copiii noștri, să-i înțelegem, să-i cunoaștem, să-i ghidăm. Când simțim nevoia să completăm cu cunoștințe, informații, abilități, tehnici, să mai mergem la cursuri, să mai citim, că avem astăzi foarte multă literatură, avem speaker bun, podcasturi foarte bune, le puteți accesa, mai completăm cu aceste informații, cunoștințe tehnici, dar nu uitați că orice ați citi, orice tehnică ați învăța, trebuie permanent să adaptați la copilul vostru și la felul dumneavoastră de a fi. Deci tot timpul trebuie să adaptați, trebuie să accesibilizați, trebuie să mai faceți o muncă în plus. Niciun instrument nu este magic. Orice primiți de la orice formator, orice psiholog, tot trebuie adaptat la copilul dumneavoastră, la context, la situații, încât tot este o muncă. Dar e misiunea unui părinte să muncească, să fie conștiincios, responsabil și să aibă și, sigur, satisfacțiile vin și, mai mult decât atât, formarea ta ca părinte și ca adult, pentru că ești provocat, te și transformi ca persoană, jucând acest rol, să zicem, dar mai mult decât un rol, este o misiune. Sunt câștiguri, dar să avem răbdare să apară în ritmul lor, la vremea lor. Curaj și încredere, dragi părinți! Mulțumim! Pe data viitoare!